Haideți să vă întreb atunci alt fel de detalii legate de această, de această, crimă. Dacă ați avut vreun semnal din vreun fel că s-ar pregăti un omor împotriva acestei persoane, pentru că înțeleg că ea anterior când se afla în arest și era dusă la ședințele de judecată, a atenționat de mai multe ori pe cei de la Pantera că se teme să nu fie lichidat. Adică se știa despre un pericol legat de viața lui, că ar putea fi ținta unui atac? Deci, subunitățile Pantera nu sunt în subordinea da. Ministerului Afacelor Interne, sunt în subordinea Ministerului de Justiție, în cadrul Agenției Naționale da. a Penitenciarilor. La informații de astfel de gen nu pot să vă comunic, fiindcă a, cel mai probabil trebuie de întrebat Inspectoratul General al Poliției. Mm -hmm. Dar este evident că s-au respectat procedurile de solicitare de azil. Noi suntem, am făcut o retrospectivă a tuturor acțiunilor pe care le-am întreprins noi ca forțele de ordine uh -huh. și am, am evidențiat și niște lecții însușite. Care? Am identificat niște... A, N-aș spune probleme, dar aș, aș spune vulnerabilități. Niște, niște vulnerabilități pe cadrul legal. Noi deja am înaintat niște propuneri de modificări. A legii 270 din 2008 ca să ce se referă la terminul de examinare uh -huh. a cererilor de azil în procedură rapidă, uh -huh. accelerată. Și noi am venit acum cu niște modificări concrete. Uh -huh. Deja proiectul hotărârii, proiectul de lege este în avizare externă. Sunt, este expediat la instituțiile statului pentru, pentru avizare. Uh -huh. Și sperăm în cel mai scurt timp ca acest proiect să ajungă în parlament și noi să avem reglementat. După necesitățile pe care le avem la ziua de astăzi, legea privind migrație și azil? Noi o să mai vorbim despre migrație și azil și un pic mai târziu, mai ales despre migrația ilicită. Dar rămânând încă la acest caz. Totuși n-am înțeles dacă din auderea celor doi suspecți ați putut să înțelegeți dacă a fost o acțiune planificată. Adică aceste persoane implicate au venit acum în Moldova special pentru a comite această crimă? sau ele se aflau de mai mult timp în Republica Moldova. Înțeleg insistența dumneavoastră Dar de. Nu a... Cred că asta este o informație care poate dăuna cumva încheta, în condițiile în care s-a dat numele acelei persoane. Sunt și perso persoanele în. în au, sunt de mai mult timp pe teritoriul Republicii uh -huh. Moldova. Am înțeles. Și despre armă s-a reușit să se identifice ce fel de armă, dacă a fost cumpărată de aici, de pe loc, dacă nu atunci, cum a ajuns în Moldova. La momentul actual executăm expertiza. Uh -huh. Atât a tub cartușelor, cât și a gloanțelor care au fost trase. Uh -huh. Vom avea în cel mai scurt timp expertiza pentru a identifica anume aceste momente, uh, pentru a determina unde au fost procurate gloanțele respective, cartușele, uh -huh. uh, tipul armei și a încercat de a acumula cât mai multe informații operativă pentru a uh -huh. uh, identifica. Nu uitați să vă abonați la canalul nostru de YouTube, Cutia Neagră cu Marea Narață. Fiți acolo, urmăriți-ne ca să aflați primii despre cine sunt cei mai mari corupți din Republica Moldova și ca să urmăriți cele mai interesante investigații și emisiuni.